Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Casa Guvernului. În scurt timp începe briefingul de presă, susținut de prim-ministrul Dorin Recean. Stimate domnule prim-ministru, aveți cuvântul. Bună ziua! Mulțumesc presei pentru că ne-am convocat atât de curând. Vreau să fac un anunț. El este important pentru Republica Moldova, este important pentru fiecare cetățean din Republica Moldova și de asta este important să fie și acest anunț. Noi, la 17 octombrie, vom găzdui reuniunea a patra a platformei de sprijin a Republicii Moldova, o platformă inițiată de România, Franța și Germania. Și această platformă a fost inițiată de către prietenii noștri pentru a aduna toate țările din Uniunea Europeană, dar și din afara ei, care sunt prietenii Republicii Moldova și care au simțit că vor să ne sprijine în contextul crizei generate de războiul Rusiei în Ucraina. Și peste 30 de țări și organizații internaționale vor veni pe 17 octombrie la Chișinău, reprezentați inclusiv la nivel de miniștri de externe, unde noi vom analiza care sunt necesitățile de sprijin pentru Republica Moldova. Repet, acest suport este în contextul crizei perpetue generată de războiul Rusiei în Ucraina. La reuniunile anterioare de la Berlin, de la București și la Paris, după cum cunoaștem, dar vreau să reamintesc, Republica Moldova a primit sprijin, inclusiv pentru compensarea cheltuielilor în factură, pentru ca să putem să ajutăm agricultorii noștri cu motorină gratis, dar și proiecte de infrastructură, cum ar fi Basarabeasca-Berezino, punctul de frontieră, dar și podul de la Leova-Bumbăta. În acest an, guvernul va discuta împreună cu, cum am spus, cei peste 30 de țări și organizații internaționale, sprijinul care este necesar, atât pentru acoperirea cheltuielilor bugetare legate de salarii, pensii și așa mai departe, pentru suportul în continuare a pătrilor vulnerabile ale societății. În același timp, vom discuta două fonduri de dezvoltare pentru Republica Moldova, pentru ca să putem să recuperăm din pierderile de la descreșterea economică, dar și în general să pornim pe o cale de dezvoltare, pe o cale de creștere economică. Un fond pentru dezvoltarea infrastructurii și dumneavoastră deja cunoașteți care sunt marile proiecte pe care trebuie să le dezvoltăm. Și al doilea este un fond de tranziție energetică, de independență energetică și de ajustare la schimbările de mediu. Aici, în mod principal, ne vom focusa pe partea ce se referă la eficiența energetică, trecerea la energia regenerabilă, ceea ce ne va face și mai independență energetic, dar și foarte important, programele care sunt necesare pentru ca economia noastră, în mod special agricultura, să se ajusteze la schimbările climatice. Vreau să am rugăminte specifică la presă să reflectăm cât mai pe larg acest eveniment, pentru că este vorba despre solidaritatea pe care o au aceste țări și organizații internaționale în raport cu Republica Moldova. Vă mulțumesc! Să se desfășoare ședința de guvern și vă așteptăm deja și la alte evenimente de presă aici la guvern. Mulțumim!